Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video să facem o verificare la mecanică la un Can-Am Outlander. Am suspendat fața și o să verificăm jocurile. Jocurile la brațe, la rulmenți, capete de bară și tot ceea ce trebuie. Inclusiv apoi o să facem schimbarea lor dacă necesită acest lucru. Verifica jocurile. Acum se apucă cu o mână sus-jos și se mișcă. Wow! Uitați ce joc avem. Acum poate să fie ceva desprins sau poate să fie din rulment. Dar se vede că se mișcă cu tot, cu fuzetă, cu disc. Cel mai probabil este rulmentul praf. Așa și acum stânga-dreapta la fel mișcăm și ne uităm la capetele de bară. Da. Da, la fel avem joc și aici. Da, se vede. La fel facem și în partea cealaltă. Deci aici avem rulmentul cel puțin și capătul de bară. La fel și în partea cealaltă. Și aici avem joc, dar mai puțin. O, aici avem rău joc în capătul de bară. Da, deci ne apucăm să desfacem ca să le înlocuim. Începem să desfacem. Ok, vom desface capătul de bară. Scoatem siguranța. Pentru a schimba capetele de bară, o să desfacem bieleta completă. Din fuzeta am desfăcut-o, mai avem din partea din interior. Desfacem siguranța. Ok, desfacem. Să meargă puțin mai greu la început. Am scos bieleta completă și mergem cu ea la bancă. Ok, acum, pentru a păstra cât de cât direcția, există mai multe metode. Ori numărați filetele, ori dați semn până unde este înfiletat fiecare capăt, ori măsurați efectiv din un capăt de bar în celălalt. Dumneavoastră alegeți ce metodă vreți să folosiți. Noi o să desfiletăm un pic o piuliță, contrapiulița, o lăsăm aici, ca să fie punct de reper pentru noul capăt de bară. Oricum, apoi trebuie făcută direcția și, foarte important, având în vedere că acesta este pe servo, direcția se reglează din calculator, din laptop, așa se reglează direcția la cele cu servo.
Ok, după ce am slăbit contrapiulița, desfacem capătul de bară, ținem cont de număr de filete, 1, 2, 18 și jumătate. Ok, curățăm, acesta este blocator, o să-l curățăm ca să putem să aplicăm blocatorul nou. Ok, vom merge pe niște capete de bară la mus. Ok, dăm cu blocator. Așa, acum plecăm cu capătul de bară. 1, 2, 3, 4. optisprezece, perfect. Așa, acum ținem pe loc și strângem contrapiulița. Vedeți, am venit cu el și în semnul lăsat la contrapiulița. Ok, îl punem ca să-l strângem. Ținem tija pe loc și strângem contrapiulița. Și partea cealaltă. Ok, îl prindem, deci, cu capătul în sus. Să vă uitați și la celălalt capăt, ca să nu cumva să se învârtă tija în menghină, da? Și observați că ele au, nu sunt aliniate unul cu celălalt. Ok, acum îl desfacem. Merge mai greu din cauza blocatorului. 1, 2, 3, 17, 18 și jumătate. Fix la fel și în partea cealaltă. La fel, curățăm. Prindem capătul de bară cel nou. 1, 2, 3, 17, 18, la fix. Ok, îl strângem și pe acesta. Îl fixăm pentru strângere. Regulă. La fel se procedează și în partea cealaltă și revenim. Montăm capătul de bară în interior.
pizza. Și siguranța. Așa, acum partea dinspre roată. Punem capătul de pară. Cuzeta. Pigulița. Siguranță, bineînțeles, nouă. Nu mai avem joc deloc. Așa. Montăm roata. Și la fel facem și pe partea cealaltă. Ok, ați văzut cum se schimbă un capăt de bară, de fapt capetele de bară, la un Can-Am Outlander, la fel și la Renegade. Acum, la toate modelele cu servo, după ce ați făcut, ați schimbat capetele de bară, așa v-ați uitat ca roțile să fie ok, așezați coarnele să fie drepte, deci ghidonul să fie drept. Așa, și trebuie conectat testerul. Deci am conectat testerul. Ok, uitați, așa trebuie să arate, să fie, uite, scrie chiar aici, torque redescender must be 0 plus minus 10. Da, la noi e 0,00, este în regulă. În resetare. Și cam asta a fost. Deci cam așa trebuie să arate când este direcția ok. 0,00. Da? De ce arată așa? Pentru că sunt toate noi, toate în regulă la capete de bară, bug și tot ce înseamnă partea de suspensie și de direcție. De asemenea, anvelopele sunt ok. Să verificați și presiunea să fie egală în ambele roți, că iarăși vă poate păcăli, și neapărat pe o suprafață plană, ca să puteți să reglați direcția cum trebuie. Cam asta a fost, vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.